Aceasta a fost reacția elevilor școlii numărul 1 atunci când s-au anunțat rezultatele concursului Sacul Galben în casa mea. Elevii au primit la școală informațiile despre concurs și colectarea selectivă le-au transmis părinților și bunicilor și au purces la strâns deșeuri în sacii galben cu ambiția de a câștiga premiile. Primele 3 locuri au revenit elevilor din clasele care au strâns cele mai mari cantități, între 700 și 900 de kilograme. Ați fost implicați într-un concurs și ați adus saci galben la școală. În urma contorizării noastre am văzut ce cantități ați reușit să strângeți timp de o lună și voi sunteți câștigătorii locului 3, deci ați fost a treia clasă din toată școala care a câștigat, pentru că ați fost cei mai harnici și cei mai uniți. Mai sunt și alte 2 clase câștigătoare, dar important este că ați urcat pe podium. În campanie au fost cooptați atât elevii cât și părinții, inclusiv cadrele didactice au sprijinit pe copii. Suntem foarte încântați de reușita noastră. Știm că pentru premiul întâi trebuia să strângem o cantitate de peste 550 de kilograme. Noi am obținut performanța de a ajunge la peste 900 de kilograme, dovadă a implicării copiilor din școala noastră în acest proiect. Așa cum am reamintit și anterior la un alt interviu, ei sunt obișnuiți cu astfel de proiecte de ecologizare și de îngrijire a mediului ambiental. Premiile au constat în table magnetice și imprimante pe care elevii le vor folosi la clasă. Concursul Sacul Galben în casa mea va trece prin toate școlile din municipiul Buzău până la finalul anului școlar.